Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru numărul din ce în ce mai mare de abonați. Dacă doriți să mă urmăriți pe Facebook și Instagram, aveți linkurile în bara de descriere. Și înainte să începem, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like dacă v-a plăcut. Pe cât de discutate și analizate sunt iubirea și îndrăgostirea, pe atât de misterioase rămân. Fiecare om iubește și își manifestă afecțiunea în felul său unic. Există totuși câteva trăsături comune îndrăgostiților în felul în care se manifestă și în biochimia dintre organism din perioadele în care iubim intens. Cercetătorii au căutat mereu explicațiile din spatele fenomenului de îndrăgostire și concluziile la care au ajuns sunt foarte interesante. Cealaltă persoană devine centrul universului nostru. Ni se pare cel mai frumos om de pe pământ pentru că nu îl privim cu ochii, ci cu sufletul. Ne concentrăm atenția asupra lui, ei, aproape non-stop și putem deveni sufocanți. Putem să stăm treji toată noaptea și să umblăm până în zori. Simțim o euforie intensă când lucrurile merg bine și dispoziția ni se schimbă fulgerător când merg prost. Simțim o reală dependență față de acea persoană. Devenim extrem de posesivi și de activ sexual. Simțim o dorință puternică de a fi cu cel iubit, nu doar sexual, ci și emoțional. Dezvoltăm chiar obsesie pentru cealaltă persoană. Iubirea ne motivează să devenim mai buni, mai activi, mai generoși și mai umani. Ne îmblânzește sufletul și ne scoate la lumină ce avem mai bun din noi. Helen Fisher studiază de câteva decenii și este considerată expert în iubirea romantică, sexualitate, atașament, diferențele dintre sexe și evoluția emoțiilor la oameni. Ea este în măsură să ne explice ce se întâmplă în creierul și în corpul nostru când iubim, de ce ne îndrăgostim de o persoană și nu de alta, sau cât de mult afectează medicamentele antidepresive, romantismul și dorința sexuală. În studiile efectuate prin scanarea creierului oamenilor îndrăgostiți, Helen a aflat că se poate activa o zonă a creierului care devine activă și în urma consumului de cocaină. Am început să-mi dau seama că dragostea romantică nu este o emoție. De fapt, întotdeauna m-am gândit că este o serie de emoții, de la fapte mari la fapte mici. Dar de fapt este un imbold. Vine din motorul minții, partea care dorește a minții, partea lacomă a minții, acea parte a minții care te face să pui mâna pe bucata aceea de ciocolată, care te face să vrei să câștigi acea promovare la servici. Este motorul minții și de fapt cred că este mult mai puternică decât impulsul sexual, declară Helen. Se știe de asemenea că hormonii au un rol foarte important în viața sexuală și că în timpul orgasmului în organism se secretă dopamina, hormonul asociat cu dragostea romantică, dar și oxitocina și vasopresina, doi hormoni care declanșează sentimentele de atașament, mai ales la femei. Acesta este și momentul pentru care bărbatul se poate folosi de momentele de după orgasm pentru a o determina pe femeie să se îndrăgostească și mai mult de el și pentru a întări legătura cu ea. Poate fi considerat un moment de vulnerabilitate emoțională. Helen ne atenționează că medicamentele antidepresive ne degradează viața și prin faptul că ne pot anihila viața sentimentală și intimă. Antidepresivele ridică nivelul de serotonină, hormonul stării de bine, dar în același timp scade nivelul de dopamină și odată cu el romantismul. În paralel scade și dorința sexuală și se elimină deci orgasmul care aduce cu el o ploaie de hormoni și atașamentul. Cele trei sisteme ale creierului, dorința, iubirea romantică și atașamentul, sunt interconectate și ceea ce îl afectează pe unul le afectează pe toate. Dar aceste trei sisteme ale creierului nu sunt întotdeauna legate unul de celălalt. Poți să simți un atașament profund față de un partener pe termen lung, iar în același timp simți dragostea romantică profundă față de altcineva și dorința sexuală pentru alte persoane care nu au legătură cu acești parteneri. Pe scurt, suntem capabili să iubim mai mult de o persoană în același timp. De fapt, poți să stai în pat noaptea și să oscilezi de la sentimentele profunde de atașament față de o persoană la sentimente profunde de dragoste romantică față de altă persoană, mai declară Helen. De ce ne îndrăgostim de o persoană și nu de alta? Există tot felul de motive pentru care ne îndrăgostim de o persoană și nu de alta. Potrivirea în timp este importantă, vecinătatea este importantă, misterul este important. Te îndrăgostești de cineva care este într-un fel misterios, deoarece misterul crește nivelul de dopamină din creier și posibil te duce dincolo de acel prag al îndrăgostirii.
Te îndrăgostești de cineva care se potrivește în ceea ce eu numesc hartă personală a dragostei, o listă inconștientă de trăsături pe care ți-o construiești din copilărie și până te maturizezi. Și cred de asemenea că începi să devii atras de oameni care au sisteme cerebrale oarecum compatibile ție, mai declară Helen. Cert este că nimic nu ne face mai plin de entuziasm, de vitalitate și de putere interioară ca fluturii din stomac și pentru ei merită să muți munții din loc. Asta a fost tot, dragii mei. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine!